Someone say something. Someone please say something, please. How'd you leave us in this mess here? How many other lies did I believe? I was just trying to give you what you need. Why couldn't you do the same for me? It's like I'm looking at a stranger now. Radio, a radio full of colors. Ce vezi, nu-i nevoie să te alarmezi, căci în afară de tine totu-i trecător, neimportant, fără viitor. Și mai e ceva, mai mult ca oricine. Tu mă știi, tu mă știi, tu mă știi cel mai bine. Că procesul de vopsit se apropie de final, dacă nu cumva s-a și finalizat, pentru că prea șterge frumos urechile și ce mai face. Alina, ce mai e de făcut sau ce urmează? Am terminat de aplicat vopseaua. Vreau să vorbesc puțin despre culoare. Ca și propunere cromatică am ales o nuanță de roșu pentru a scoate mai bine în evidență culoarea ochilor. O să stea ca la ochii soacrii, da, așa. O să stea 30 de minute ca să acționeze vopseaua și după aceea o să trecem la tuns după ce o scolăm pe păr. Atenție pentru fetele care sunt acasă și se gândesc să aplice ce faci tu aici. Părul Raluca este nevopsit. Da. Deci 30 de minute vopseaua să stă pe păr nevopsit. Și dacă era vopsit, cum se proceda? Aplicam întâi vopseaua pe rădăcini și apoi facem o emulsie și tindem după 20 de minute pe lungii. Dar întâi se aplică vopseaua la rădăcină. Și cât timp stă la rădăcină? Cam 20 de minute. Se poate și cu mânuța liberă așa să pui vopseaua sau e mult să ai să faci cu intensul? Am văzut cum ai făcut profesional tu. Se lucrează pe cărări pentru a se distribui cât mai bine vopseaua și a ieși nuanța uniform. Mă uit la Raluca, deja părul ei prinde da, altă culoare. Da, a început să acționeze, da. Wow, cât de tare, super tare. Deci jumătate de oră, timp în care Iuliana faci și tu ceva sau să ne uităm și la Iuliana puțin că se pregătește, ea trage cu coada ochiului așa. Urmează să faci și tu? Da, o să încep cu demachierea. Așa. Și cu curățare profesional așa se face. Așa. Trebuie demachiere. Demachierea de fapt nu înseamnă neapărat îndepărtarea machiajului, cât curățarea feței, pur și simplu îndepărtarea impurității și mai departe. Deci că
Este foarte bine pentru rezistența machiajului. Au trecut ceva timp de la prima deci, demachiere, ca să spunem. Și este și o regulă, de altfel, pentru fete, ca în momentul în care vor să se machieze, să se demacheze înainte, să-și curețe, practic, fața de impurități, de, eu știu, na. Ideal este măcar o dată pe săptămână să fac o exfoliere, un gomaj, acasă măcar, dacă nu la salon. Așa arată toată tursa ta cu care vii nu. Peste tot? Nu, am încercat să o distribui pe două planuri, ca să spunem așa. Sunt foarte multe produse, mi-am pus exact de ce am nevoie. Am înțeles. Pentru cele care au un ten cu probleme, coșulețe, iritații, recomanzi ceva anume, nu spunem numele de produs, dar cum să procedeze? Este foarte important, într-adevăr avem, Mihaela a avut ușor probleme cu tenul și... Mihaela, Raluca, acum Raluca, ambele da, nume, deci, da, da. Ca să nu venim cu mielul. Da, este foarte important să folosim din când în când produse care tratează, practic, aceste probleme și produse adecvate fiecărui. Deci nu mergem repede lângă trusa noastră de machiaj și ne machiem până nu ne demachiem, până nu ne curățăm și ne pregătim fața, care trebuie hidratată ca să putem să punem deasupra tot ce am, mă rog, ordinea ce este demachiere, tonifiere, hidratare. Deci cu demachiere, tonifiere, produse, hidratare. Exact, cu produse specifice tenului respectiv. Să trăiți, am înțeles. O să hidratăm puțin și buzele. Dance with Alina and Teo Saturday and Sunday 9 a.m. on 3net radio. Watch out, it's a girly show. Și sucește și învârtește Alina acolo. Am amețit eu de câte sucituri am făcut și de câte șuvițe a luat. Iată, părul este gata, vopsit, pregătit pentru coafat sau încă nu? Pregătit Alina, pentru tuns. Pentru tuns, corect. A, mai da, și deci tundem, corect. Am optat pentru o linie de bob, un bob mai lung, pentru că ea are un păr ușor ondulat, ca să poată să și-l aranjeze și singură acasă. Aha! Nu știu ce înseamnă lungime, dar asta probabil că va fi și surpriza, da. De fapt, va da. Fi cu efect. Va avea volum, chiar dacă nu va avea și tehnica necesară de mânuire a fânului, astfel încât să capete volum. Am și o obsesie, nu, Alina. Deci o să merg pe o linie de bob, un bob drept. Pentru că am spus că are un păr ușor ondulat, da. Și tocmai nu vreau să-i dau foarte mult volum. O, fericit-o! Raluca, crede-mă, te invidiez profund, te invidiem. Nu, pe tine nu Teo nu te invidiază că și are păr ondulat. pe voi două, da, am zis. Glumesc, desigur. Și după ce o tunzi, intră în scenă Iuliana cu make-up-ul? Da, așa, o să vine? Lucrăm în același timp, o să-i îndrept părul cu placa și o să-i fidelizez tunsoarea pe uscat. Deci o lucrați amândouă pe Raluca, ea se lasă pe mâna voastră și o să arate Ralu la ora 12, așa când terminăm emisiunea, ca la Hollywood. 3net Radio. Arătăm că putem la weekend extravagant să transformăm radical la față o domnișoară foarte frumoasă care vrea să capete mai multă încredere în ea. Raluca a participat la concurs și a trimis fotografia, motivația, este și studentă la jurnalism, deci cu atât mai mult o ajută, știți foarte bine că imaginea contează. Alina Dobranici, hairstylist și Iuliana Ștefan, make-up artist, sunt alături de Raluca, ne ajută, facem echipă astăzi la Weekend Extravadens și o să rog frumos pe Alina să-mi spună ce face în acest moment, după care îi predăm ștafeta Iulianei care se pregătește să intre în scenă!
Deci după tunsoare i-am uscat puțin părul, da, cu o perie plată și cu feonul și acum o să-i îndrept părul cu placa. Bun. Și după aceea o să-i fidelizez tunsoarea pe uscat. O să-i fidelizezi? Da, este un termen specific. Care ce înseamnă de fapt? Să o rafistolezi, să o aranjezi, să o echilibrezi? O să-i dau forma finală a tunsoarei. Aha, gata, acum ne-am dumirit. Folosind o tehnică specială de tuns. Și acum să ne apropiem, adică tot îți place ție și nouă ce e drept, să ne apropiem și de Iuliana, să ne povestească despre acele gene, smocuri de gene sau cum se numesc ele. Deocamdată sunt la bază. Ah, la bază. Să luăm cu începutul. Pregătesc șevaletul. Aha, deci să nu mă grăbesc ca fata la măritat, așa să te întreb despre ce urmează să faci. Îmi pregătesc baza. Adi, arată puțin, te rog, șevaletul, că poate lumea nu știe ce înseamnă. Șevaletul este chiar dosul mâinii mele. Și eu am o altă tehnică, ca să spunem așa. Îmi place să alcătuiesc fondul de ten bază, de fapt. Care bază înseamnă, până la urmă, fondul de ton, de ten, corectorul, iluminatoarele și pudra. De fapt, asta înseamnă baza machiajului. Eu folosesc în alcătuirea fondului de ten, nu folosesc un singur produs, folosesc mai multe. În cazul Mihaelei, am să folosesc produse specifice pentru tenul gras. Produse care să matifieze, în același timp să hidrateze și să acopere. Ah, ce bine că te-am prins! Ca să pot să profit de ocazie să te întreb, cum ne alegem aceste produse pentru ten? Cum știm că avem tenul gras, slab, mixt? Că niciodată n-am știut exact la ce categorie mă încadrez, uite eu. E dificil, e și aici o artă, nu cred că e artă, e știință. Da, mai degrabă de știință. Trebuie constatat, sunt tenul în primul rând gras. Acela care lucește. Pori dilatați, exces de sebum, uneori tendință către acne, pustule, coșuri și așa mai departe, comedoame. Tenul mixt este cel care are zona T, frunte, nas, bărbie, gras. Este zona seboreică, obrajii sunt ori uscați, ori normal. De obicei, tenul mixt este tenul care predomină țării noastre, pentru că avem patru anotimpuri. Ce produse recomanzi celor care au ten mixt să-și ia? Pentru ten uscat sau pentru ten gras? Pentru că n-am văzut niciodată produse pentru ten mixt. Eu recomand hidratare. Inclusiv pentru tenul gras nu trebuie folosit alcool. Deci trebuie evitat produsele care au alcool în compoziție, pentru că deshidratează. Apa este primordială. Deci trebuie să existe produse care hidratează, pentru că e ten uscat, că e ten, bine, ten uscat oricum are nevoie, pentru că este lipsit de grăsime, are nevoie plus de grăsime, dar în general tenul are nevoie de apă, nu are nevoie de alcool, inclusiv tenul gras, foarte mulți confundă produsele care matifiază și dau astringență, folosesc alcool, produse cu alcool, ceea ce nu se recomandă. Care este cea mai mare provocare a ta pentru tenul pe care îl are Raluca? Pentru că este într-o perioadă în care e stresată. Perioada de recuperare, ca să spunem așa. Așa. A avut acne, acum este în perioada de recuperare. Trebuie să continue cu tratamentul. Din punctul meu de vedere, inclusiv pe cale internă, pentru că nutriția va fi ajutat tenul, pielea va fi ajutată și dacă are grijă de nutriție corespunzătoare. Trebuie să merg în continuare la dermatolog. Trebuie să aibă grijă, e foarte importantă igiena, este cea mai importantă. Și revenim în 9 minute cu detalii despre ceea ce faceți voi acolo. Sunteți la Weekend Extravagant, vă reamintim că la 12 minute va fi Raluca, aceeași Raluca, dar cu o față schimbată, și dacă imaginea este cea care contează, și ea contează în zilele noastre, poate că va căpăta un plus de încredere în ea. Jurnalistului chiar îi trebuie. Chiar vorbeam ieri cu invitata noastră că trebuie să te îmbraci de cât vrei să vinzi. Și ai mai spus tu un lucru foarte frumos, Teo, pe Facebook ieri, pentru cei care nu cred în schimbări. Cei care nu cred în schimbări înseamnă că n-au făcut schimbările potrivite. 3 Net Radio. Coloring your life. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 Get on up, get on up, get on up, get on up, get
like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Hey, on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Your way, but I never, never wanted you more. Oh, why?
Net Radio. More music, more colors. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. După ce terminăm noi de vorbit, îmi spune, dar mai fi trebuit să spun și de asta, și de asta, și de asta. Iuliana, ai cuvântul. Aș vrea doar puțin să adaug ceva. Da, cine dorește să afle mai multe lucruri despre mine, poate să intre pe pagina mea de Facebook, Coafuria Lina. Am un album special cu schimbări de look și puteți să vă spuneți părerea în legătură cu schimbările. Este suficient să o vadă la Fina pe Raluca și după aia să te abordeze în cazul în care e nevoie de așa ceva, și cu siguranță este, pentru că în viața oricărei femei fiecare zi e prețioasă și importantă și în fiecare zi vrem să arătăm din ce în ce mai bine. Iuliana, suntem cu ochii și cu urechile pe tine de această dată și ne place când stai cu spatele la noi. Ah, da, în casă. Da, sunt eu sunt adepta folosirii burețelului pentru aplicarea fondului de ten, pentru că e de unică folosință, poate să rămână cliente dacă dorește să-l folosească în continuare. Și vrem să, de asemenea, invit pe cei care doresc să vadă mai multe lucrări. Am două albume pe pagina mea, Iuliana Ștefan Makeup Artist, se numesc Bridal Before and After, dedicat mireselor. Pentru că tot este suntem de suflet, în perioada da, început târgurilor de mirese. Da, și sunt și mai am un de asemenea before and after pe machiaj de ocazie. Albume pentru de beauty, de fashion, deci le invit domnișoarele, doamnele să privească mai multe și de asemenea să-și lase comenturile și sau să vadă ce lucruri minunate poți face. Da, și oricine, am o vorbă. E foarte important să se adreseze un compliment de genul ce frumoasă ești și nu ce frumos ești machiată. Adică să fii totuși tu, chiar dacă ești machiată. Deci să arăți că să ai un aer cât mai natural. Ce se poartă în acest an, apropo de machiaj? Pentru că anul trecut sau acum 2 ani a fost în mare vogă machiajul strident, cum era prin anii 90. Cel puțin așa țăpau revistele. Eu am citit, asta am văzut, asta dau și-o mai departe. Eu nu sunt adepta machiajului strident. Cred foarte mult în ideea că fiecare femeie e frumoasă în felul ei, doar că trebuie să știe cum să-și pună în valoare frumusețea, să știe, să aibă în primul rând încredere în ea. Și dacă nu are, să o capete, învățând lucrul acesta de la oameni ca voi, care sunt și oameni care știu ce să aplice pe față, dar în egală măsură și cum să o facă. Colecțiile, trendurile sunt niște guideline-uri, sunt niște etaloane, sunt exemple pentru a ne documenta, pentru a ne ghida. De acolo rămâne să alegem ceea ce ne stă bine. Este important să apelăm, dacă nu suntem sigure pe noi, la un profesionist pentru sfaturi, pentru niște direcții. Anul acesta nu trebuie să purta smaraldul. Anul acesta se poartă Radiant Orchid. Am avut ceea ce ne-ai spus la da, este o culoare foarte frumoasă. Are, este o combinație între violet, ametist și fucsia și roz. Asta cu fucsia o să-i nebunească pe băieți. Da. Sunt convinsă că au elucidat problema, sigur. Da, și este o culoare tinerească, o recomandă. În continuare se... Hai că nu mai pot, deci nu mai am răbdare, Iuliana. Spune-mi, te rog frumos, de genele acelea minunate, da, pe care le văd eu acolo. Hai, deci nu mai am răbdare. Nu te mai țin pe jar, gata. Hai să arătăm ceva de genele acelea, pentru că eu nu le-am mai văzut, nu mai știu. Sunt cireașa de pe tot genele. Opa. Deci până la gene, până sunt îmbrăcate genele, că sunt gene naturale, că sunt genele... Fetelor. Cine este înzestrată de la mama natură cu gene, bătăile și mai frumos. Bătăile galeșe din ploape deschid porți. Putem uși, să facem sinuzită? Așa. Dacă sunt prea lungi. Eu folosesc gene, preferatele mele sunt genele individuale, smoke-uri, le folosesc pe cele de tip nod și sunt de mai multe dimensiuni. Prefer special pe cele scurte și medii.
Deci pentru un efect mai natural, da, da. Și le intercalez pe mai multe nivele, da. Pun un minim de minim 40 de bucăți, 50 de bucăți, depinde acum cât pui cât este și fir. Da, se pun efectiv așa. Deci se ia și se montează la bază. Da, lipiciul este, adezivul este unul pe bază de latex, va fi puțin rezistent la apă. Avantajul latexul la prima este de elastic. Se ia. Da, se ia, asta vreau să spun, are un avantaj. El se întărește, se contractă la frig, se dilată la cald. Deci dacă doriți să le țineți puțin mai mult de perioada în care purtați machiajul, pe perioadă mai lungă, adică puteți să le țineți 2 săptămâni dacă vreți, eu nu recomand. Oricum le spuneți băieților să vă sufle nu în ureche, ci în ochi. Da, dacă le puneți, nu, deci vă duceți la salon și puneți numai gene, puteți să stați mai mult, să țin între 2 săptămâni și o lună de zile acum, cu întreținere. Dar dacă doriți să păstrați, să vă demachiați fără să cadă genele, este bine să evitați folosirea apei calde și a demachiantului care are grăsime în compoziție, adică are ulei, are compuși grași, da? Pentru că se va dilata. În același timp, cu atenție, cu demachiant pe bază de apă, este, o să reziste mai mult timp. To think I tricked them, they fall victim to my system. Guess I sure know how to pick them. And I'm always a regret, yeah, I'm always a regret. And I always make it harder on whoever's coming next. It goes up and down, it's just up and down. She's crying now, but she'll laugh again. Cause we on the rise and she here with us. And expensive shit just keeps happening and she loves it. And she stares at me like, who does this? And we hold hands while I pray that she's not the type to hold grudges. I'm wrong. Bad boys ain't no good. Ain't no fun. Lord knows that I should run off with the right one.
cântă această piesă, Alive se numește ea, și totul s-a întâmplat la noi foarte live aici în studioul Radio 3 Net Florian Piti și un radio în culori. Și dacă am reușit să aducem o pată de culoare în acest weekend, este pentru că ne-au sprijinit în organizarea acestui concurs atât Alina Dobranici, care este hairstylist, și Iuliana Ștefan, make-up artist, cât și câștigătoarea, evident, pentru că a participat, pentru că și-a dorit foarte mult o schimbare radicală de look și, într-adevăr, încă nu punem imaginea pe ea, lăsăm să descoperiți voi cum arată ea acum, după aproape 3 ore, chiar 3 ore de când ați început să lucrați propriu-zis și la păr, dar și la față, la machiaj. Asta înseamnă să te implici, să-ți pese de tine și să te bucuri de primăvară. Poate că toate dintre noi merităm acest răsfăț, e adevărat, costă și timp și bani, dar merită, pentru că o singură viață avem, și dacă ar fi să vă dau un sfat, este ca 8 martie să faceți din această zi fiecare zi, să vă simțiți așa ca de 8 martie, pentru că dacă noi ne simțim bine, femeile, automat se vor simți și cei de lângă noi. Teo, nu zic bine, că tu de obicei ești cu critica, așa că... Zici foarte bine, eu sunt foarte fascinată și captivată de ce se întâmplă în dreapta mea, sunt foarte curioasă de rezultatul final. Păi rezultatul final, uite că nu mă mai abțin, mai avem câteva secunde și ajungem la fix, le facem pa tuturor, le spunem că urmează probă specială cu Giulio Pran. Bravo fetelor, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru concurs, pentru faptul că ați acceptat să fiți alături de noi la Weekend Extravadens, loc în care vă mai așteaptă și alte surprize. Rămâneți pe Facebook, pe pagina noastră oficială, loc în care veți vedea și rezultatul final. 3 Net Radio.